minim și a pensiilor în România. În primul rând, salariul minim este considerat un factor important de distribuție echitabilă a creșterii economice și către cei care dau de lucru angajatori și de cei care lucrează de către salariați. În ultimii 2 ani jumătate a fost cea mai mare creștere din ultimii 25 de ani a salariului minim în România. Pot să dau și câteva cifre. De la un salariu minim de 700 de lei în 2012, în prezent salariul minim este de 900 de lei, cu o creștere de 30% a salariului minim. Ce demonstrează acest lucru? Mult, mult peste rata inflației. E o creștere puternică a salariului minim ca instrument de stimulare a creșterii veniturilor în zona tinerilor și în zona celor care își desfășoară activitățile munci necalificate. Va continua această politică și va crește cu 8% de anul viitor salariul minim de la 900 la 975 de lei, iar obiectivul final până 2016 este ca salariul minim să ajungă la 1200 de lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 500 de lei în 4 ani de zile a salariului minim și o creștere de 71%. Repet, este cea mai spectaculoasă creștere din ultimii 25 de ani, care demonstrează justeția politicilor economice, creștere economică și redistribuire și reducerea dependenței de ajutoare sociale sau alte forme de ajutor. La fel, în domeniul pensiilor. Creșterea în ultimii 2 ani de zile, înghețată înaintea guvernului Ponta, timp de 2 ani de zile, a fost de a crește valoarea punctului de pensie peste rata inflației. De la anul, pensiile vor crește cu 5%, beneficiază 5,3 milioane de salariați. Un subiect care nu s-a discutat este salariul și care vreau să-l prezint în continuare, este pensia minimă garantată în plată. În prezent 350 de lei și de la anul, aceasta va ajunge la minim 400 de lei. Există studii și analize de oportunitate de o creștere până la 450 de lei a pensiei minime. La acest scenariu lucrează Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și va fi definitivat cât se poate de repede pentru a se da un răspuns. Minim 400 de lei va fi pensia minimă garantată în plată de la începutul anului viitor și care, de asemenea, aduce o creștere substanțială a veniturilor în zona pensionarilor și scăderea dependenței de ajutoare sociale. Am spus și trec la al treilea subiect, care este un pic mai sensibil și, cu permisiunea noastră, o să-l dezvolt un pic. Am spus că vom face o campanie pozitivă. Mai cu seamă că unul dintre candidați este de la Sibiu și am vrut să demonstrăm că la Sibiu se poate face o campanie pozitivă. Din păcate, ultimele declarații a domnului Iohannis, nefundamentate, care nu au nicio legătură cu realitatea, mă obligă să intervin și să pun punct unor speculații aruncate în presă de domnul Iohannis, pe care chiar nu-l înțeleg. Chiar nu-l înțeleg că nu-i face cinste ca Sibian și nu-l caracterizează, spun eu. Dar cred că a devenit molipsitor stilul de a face politică dâmbovițeană. Face acuzații în ce privesc evoluția impozitelor și taxelor fără niciun fel de fundament. A aruncat în spațiu public afirmații nefundamentate care nu au nicio legătură cu realitatea, că în perioada anului viitor guvernul va majora impozitele și taxele. Eu vreau să prezint ceea ce a prezentat ieri Ministrul Finanțelor, dar și Premierul României, că în ultimii ani nu au fost introduse impozite și taxe noi, ba din contră, s-a redus TVA-ul la pâine, la 5%, este o măsură care beneficiază milioane de români, practic tot românii care consumă pâine, s-a redus CAS-ul la angajator cu 5 puncte procentuale și s-au comasat aproximativ 100 de taxe și de tarife parafiscale. Eu cred că aceasta este realitatea. Aceasta este realitatea și nu alta. Cei care au majorat TVA-ul, care au majorat taxele, sunt cei care îl înconjoară astăzi pe domnul Iohannis
și de care se lasă influențat. Nu-i face bine și eu cred că sfaturile pe care le primește de la Blaga, de la Robert Anastase, de la Predoiu și de la alți colegi de-ai lui de partid pe care cu care s-a înconjurat, nu-i face cinste. Eu m-aș fi bucurat să-l aud pe domnul Iohannis, care are o poziție publică, atunci când s-a majorat TVA-ul cu 5 puncte procentuale. Nu l-am auzit. M-aș fi bucurat să aibă o poziție publică atunci când s-a redus cu 25% salariile în sistemul bugetar. Nu l-am auzit. M-aș fi bucurat să fi auzit pe domnul Iohannis că are o atitudine publică când pentru aproape 6 milioane de pensionari li s-a reținut ilegal 5,5% din pensie de către actualii colegi al domnului Iohannis. Nu l-am auzit. Eu îl rog public să stopeze acest stil de a face politică și de a face acuzații nefundamentate. Și vreau să-i aduc aminte un proverb românesc pe care cred că îl va înțelege corect. Și ea spune doar atâta. Dacă te bagi în troacă cu porcii, te mănâncă aceștia. Mulțumesc!